vreme va fi închisă și capricioasă în cea mai mare parte a continentului. Va ploua mult în jumătatea de nord a Italiei, în Croația, în Bosnia și Herțegovina și în Muntenegru. Ploi, lapoviță și nisori, dar și depuneri de polei vor fi în Slovenia, Ungaria, Slovacia și Ucraina, în timp ce în Munții Alpi, Elveția, Austria și Cehia va ninge. La noi în țară, în această noapte va fi norat și va ploua în partea de nord, iar în nordul Moldovei s-ar putea depune polei. În zona înaltă de munte, vântul va avea rafale de peste 70-80 de km pe oră. Temperaturile minime vor fi între minus 1 grad în nordul Moldovei și 14 grade în dealurile de vest. Mâine va fi foarte cald pentru această perioadă, mai puțin în nord, unde temperaturile vor fi normale pentru început de decembrie. Vom avea maxime ce porneze la 3 grade în nordul Moldovei și se opresc până la 21 de grade în sudul Dobrogei. Spre seară se va nora în vest și nord-vest și va ploua. La munte, vântul nu își va pierde din putere. În capitală, ziua de mâine va fi perfectă pentru plimbare în aer liber. Vor fi 19 grade. Profitați de vremea frumoasă pentru că de duminică se răcește. Atmosfera devine mohorâtă și va ploua. Luni, temperatura scade brusc. Nu vor fi mai mult de 5 grade, iar noaptea minima va fi negativă. La munte, ziua de mâine se anunță plăcută. Ziua izolat va ploua sau burnița, dar spre seară se schimbă vremea. Se norează și va ploua. Iar dimineața, la altitudini mari, vor fi ploi, lapoviță și nisori. Vântul va agita atmosfera pe creste cu peste 80-90 de km pe oră. La Timișoara mâine va fi cald, sunt anunțate în jur de 20 de grade. Va semăna mai degrabă cu o zi de toamnă târzie. Pe parcursul zilei vor fi perioade când soarele va mai intra în nor și tot atunci va și ploua. Duminică se răcește brusc, de la 20 de grade vor fi doar 3 grade. Așadar, o scădere de temperatură de 17 grade de la o zi la alta, iar luni va fi și mai rece, 2 grade sunt anunțate la amiază. La Iași vor fi în jur de 11 grade, o temperatură mai apropiată de normalul perioadei. De duminică se răcește simțitor și vremea va deveni închisă. Luni continuă să se răcească, vor fi spre 3 grade. Vestea bună este că nu vor fi ploi sau alte fenomene meteo. La Cluj, 17 grade mâine, o zi frumoasă cu soare din când în când. De duminică se schimbă vremea, devine mohorâtă și vor fi ploi, lapoviță și nisori. Luni, precipitațiile se opresc, dar vremea se menține rece.